I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Sincer, nu știu cum sunteți voi, dar eu de fiecare dată când se schimbă sezonul, când se trece de la sezonul cald la sezonul rece sau invers, îmi vine să-mi fac o curățenie generală în toată garderoba și să-mi reorganizez toate modurile de a-mi ține hainele. Sincer să fiu, am și foarte multe haine, lucru de care nu sunt foarte mândră. Știu că am haine în garderobă care nu se mai potrivesc stilului meu, pe care de-abia le-am purtat și pe care o să vreau să le vând. O să fac un closet sale pe pagina mea de Instagram. Totul o să se întâmple pe pagina de Instagram Alisa Moș. Dacă sunteți interesate și vedeți ceva ce vă face cu ochiul, pentru că, da, o să selectăm hăinuțele împreună în cadrul videoclipului de astăzi. Puteți să mă urmăriți pe Instagram, v-am zis, totul o să se întâmple acolo, o să fac o postare în care o să anunț closet sale-ul și totul o să se întâmple pe story. Ca să ajungem la punctul ăla, trebuie să trecem prin toate hainele pe care le am. Nu știu dacă ați văzut videoclipul de declutter, de reorganizarea garderobei pe care l-am făcut în primăvară, la începutul primăverii, sfârșitul iernii. V-am zis că de fiecare dată când se schimbă sezonul, îmi vine să fac așa reorganizarea asta masivă. Am făcut un videoclip, de fapt, un videoclip care avea două părți, deci două videoclipuri în total. Și atunci, în primăvară, când am scăpat de hăinuțele, de hăinuțele groase ca să trec la hăinuțele subțiri, e bine, astăzi o să facem cam același lucru, doar că exact opusul, o să scăpăm de toate hainele subțiri din garderobă și o să trecem la plovere. Să știți că am adus un singur sac de vidat, am vidat împreună sacii în videoclipul din primăvară, am adus un sac de vidat de acasă pentru că n-am avut unde să-l țin aici la Timișoara, așa că l-am dus la părinții mei acasă, am adus unul care se află în momentul de față de câteva săptămâni chiar în bucătărie, mai am în bucătărie și câteva cutii, o să vi le arăt oricum imediat, e plin și aici în dulap, am cutii acolo undeva deasupra mea și am și standerul ăsta de haine, dar sincer mai bine să vă arăt și să trecem la treabă pentru că e insane ceea ce se întâmplă. Mă scuzați, am fost întreruptă de telefon, am coborât să ridic un colet pe care stătea Mira. Acum este un colet cu hăinuțe pentru o colaborare foarte drăguță pe care o voi avea pe pagina mea de Instagram. Deci vedeți ce vă zic, primesc și multe haine, dar îmi și cumpăr destul de multe. E așa un fel de balanță. Nu mi-am dat eu toți banii pe toate hainele pe care le vedeți la mine în casă. Ar fi fost chiar insane. Eu mi-am dat banii, să zicem, cam pe 40%, 50% din haine și da. Haideți să vă arăt ceea ce arată cât de cât decent. Standerul ăsta arată bine în momentul de față, nu este foarte dezorganizat, cu toate că putem găsi aici și hăinuțe din astea de vară, dar și pulovere din astea grase, deci lucrul ăsta nu-mi prea place neapărat, o să vreau să fac o ordine în toate astea. Dar oricum, o să vreau să le iau pe toate de pe umeraș și să le duc în sufragerie. Buba cea mare, dacă pot să zic așa, este dulapul. Și cam așa arată dulapul meu, nu sunt deloc mândră de acest stadiu. Vedeți că sunt haine peste haine peste haine și aici am clădit hainele până undeva sus. În partea de jos, la blugi, e destul de ok, nu sunt foarte deranjați și oricum pe partea de blugi stau hello. Ok, o lăsăm să se bage. Pe partea de blugi stau destul de bine, chiar am ceea ce port. Dar pe partea de topuri și lucruri pentru partea de sus e o dezordine totală. Acolo am gențile pe care le-ați văzut în colecția de genți și acolo mai am câteva pulovere. La fel, și în cutiile de sus am haine și prietenul meu are haine, dar cred că doar în două și restul sunt cutiile mele, așa că o să vreau să le dau și pe alea jos, să vedem ce e acolo și ce nu e acolo și să dau din ele, dacă nu mai sunt stilul meu anymore. Și aici în bucătărie se află hainele în sacul ăsta de care vă ziceam că l-am adus de acasă. Mai am o pungă de Bershka acolo jos, o cutie de la About You pentru că o să am o colaborare cu ei în curând, așa că stați pe aproape. Și mai am o cutie aici care este de pe Kurtman, încă n-am apucat să pun hăinuțele noi de la Kurtman în dulap. Hăinuțele pe care le-ați văzut în ultimul haul și am și niște papuci aici, dar papuci care n-au fost purtați pe afară, așa că i-am putut pune aici peste haine. Mira, să știți că doarme foarte bine aici, dar îmi pare rău, Mira, o să trebuiască să fac curat astăzi. Deci asta e situația din toată casa. Și cam așa stă treaba, cam asta e situația din toată casa, așa cum am zis și mai devreme.
Pasul următor este să scot toate hainele de peste tot de unde sunt, din toate spațiile pe care vi le-am arătat mai devreme și să le pun în mijlocul sufrageriei. Și de acolo o să urmeze să le sortăm, să vedem ce rămâne, ce nu rămâne, să le punem pe categorii și să facem progrese, dacă pot să zic așa. Îmi este destul de teamă de partea asta cu scosul, pentru că nu-mi preimaginez câte sunt. Eu zic că e ok, dar când o să le pun în mijlocul sufrageriei, o să umple toată sufrageria, ca de obicei de altfel, așa că haideți să trecem la treabă și să ducem hainele în sufragerie. Hai că poate o să iasă un montaj drăguț din chestia asta. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. Can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. Update, scopul principal, dacă pot să zic așa, a fost îndeplinit și anume toate hainele sunt scoase din dulap și dulapul e complet gol de sus până jos. Bine, acolo am mai lăsat curelele pentru că nu vreau să se încălcească sau să le muște mititica asta de pe aici. Dar asta este tot ceea ce am avut în dulap și în toate cutiile și în toate cutiile din bucătărie. Mi-am scos și gențile pe pat pentru că prin genți trebuie doar să trec și să le pun pe astea care sunt de rafie în cutii de păstrare, dar în rest totul este în regulă. Între timp mi-a mai venit și un colet cu mai multe haine pe care o să vi le arăt eu pe pagina de Instagram. Și avem și standerul ăsta care este golgoluț, pe care urmează să pun eu hăinuțele care o să își găsească o căsuță nouă, hăinuțele pentru closet sale. O să vreau să le aranjez aici frumos și o să vreau să le bag în primul rând la spălat și să le țin cât pot eu de bine până o să fie expediate la cineva nou. Așa că ăsta e progresul. În ceea ce privește dezastrul de aici, e ceva de proporții uriașe. Nu știu dacă vă puteți da seama cât de mare, cred că de aici se vede cel mai bine, cât de mare este mormanul ăsta de haine și cât de multe cutii sunt în spate. Avem cutii și aici, cutii cu hăinuțe, cu rochițe, cu maieuri, cu o grămadă de chestii. Avem sacul ăla de care vă ziceam, care e fix acolo, și blugii pe care am încercat să-i păstrez așa împachetați. Să mai îmi salvez un picuț de timp. Ok, deci cam așa este situația, după cum v-am prezentat-o și în secundele anterioare. Sincer, încerc să-mi fac un plan de bătaie și cred că acel plan de bătaie va fi exact ca și cel din primăvară, și anume să împart toate lucrurile pe categorii în diferite colțuri ale camerei. Sper că nu v-a distrat mira, dar na, mă rog. Într-o parte o să pun rochițe, într-o parte o să pun plovere, într-o parte o să pun bluze, tricouri, pantaloni și așa mai departe, geci, etc. Așa că lucrul ăsta o să vreau să îl facem acum împreună. O să pun oricum totul pe rapid, toată partea asta pe rapid. Și după ce am terminat de împărțit tot acest morman și toate acele cutii și toate acele pungi și toate aceste cutii, o să revin și o să vedem ce păstrăm din fiecare categorie, ce vine către voi, ce organizăm în dulap și așa mai departe. Nu știu cât o să dureze, nu știu cât o să ia, dar haideți totuși să încep să fac treabă, pentru că avem ceva de lucru. Mi-am făcut și o cafeluță ca să pot face față dezastrului din spatele meu și haideți să începem. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna
I will keep on searching for my highs. Foarte bună, este că am terminat să sortăm toate lucrurile care au fost în dulap și pe stander. Și acum urmează partea proastă, adică sortarea hainelor care se află în cutiile acelea de depozitare și a sacului pe care l-am adus de acasă. Dar, încă o parte bună este că suntem aproape de finalul sortării hainelor. Ăsta este oricum cel mai rapid pas, cel mai lung pas este împachetatul hainelor. Dar, da, hai să vedem ce se află și în cutiile. Hai! Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Și cu cutiile, foarte nesăbuit din partea mea să zic că pantalonii sunt ok, pantalonii care erau în dulap erau ok, dar eu am uitat că am o cutie plină de blugi pe care nu-i mai folosesc. Partea bună este că o să am depus și blugi la closet sale, nu exact cum mă gândeam eu că o să fie, mă gândeam că nu o să am aproape nicio pereche de pantaloni, dar eu de fapt uitasem că am toate cutiile astea destul de pline de pantaloni pe care cu timpul așa nu i-am mai purtat și... Mai avem acum sacul ăsta care se află aici în dreapta mea. Și cam astea sunt toate hainele pe care le am în casă în momentul ăsta. După ce vedem ce este și în sac, o să iau camera în mână și o să vă prezint așa în mare categoriile. Gata, cam asta a fost și în sac. Și după cum vedeți, sacii ăștia de la Pepco pe care i-am luat eu primăvara trecută s-au dovedit inutili. Era să cad. S-au dovedit inutil pentru că din momentul în care i-am pus la vidat am crezut că o să dureze și nu o să intre deloc aer în ei, dar nu știu ce s-a întâmplat, ori am luat eu niște saci defecți, ori așa sunt toți, dar nici unul nu a stat vidat cum trebuie, toți au luat aer, toți au prins aer și au sfârșit umflându-se, deci hainele au fost doar protejate de praf și de... Nu știu ce mai putea să se așeze pe ele pe parcursul iernii. Nu am salvat neapărat spațiu, doar am protejat hainele, dacă pot să zic așa. Ceea ce nu este ceea ce îmi doream eu în mod deosebit. Deci nu o să mai cumpăr saci din ăștia de la Pepco. Pentru că absolut toți, v-am zis, s-au dezumflat și nu și-au făcut deloc treaba. Pe asta cred că o să îl și arunc. Dar, mă rog, o să văd exact ce și cum. Și poate dacă mai vreau să mai trimit ceva acasă, o să pun în sacul ăsta. Până atunci, probabil că Mira o să intre liniștită în sac, dar vreau să vă iau de aici din furcă și să vedem împreună cam care este situația. Ah, stați că am uitat să desfac astea. Oh my God. Sometimes we're crashing down. Gata și cu cutiile. Acum chiar că pot să vă iau din furcă și să vedem care este situația. Deci, să începem cu partea pozitivă, care este aceasta. Toate spațiile de depozitare sunt goale și așteaptă să fie umplute cu hăinuțe pe care nu le port atât de des. Cel puțin aici, în aceste trei cutii, o să se afle hăinuțele pentru sezonul cald, pe care nu o să le mai păstrez. Și din câte vedeți, e destul de mult roz. Stați să fac cât de white se poate, să vedeți cât de mult din cameră se poate. E destul roz și asta pentru că rozul era mai la fund, dacă pot să zic așa. Deci cum am scos toate lucrurile, rozul este acum predominant. Dar aici avem partea de rochițe pe toată canapeaua și puțin în spate sunt niște haine de casă. Aici, dacă avansăm, avem parte de maieuri, topuri. Aici în partea asta avem parte de topuri din astea pe care nu le port neapărat în fiecare zi. Aici avem o pisică, deci uitați-vă și voi. Ce faci, măi, acolo, măi? Doamne! Da, aici avem pălăriile și accesoriile de pus pe cap. Mai am câteva accesorii de pus pe cap și în partea asta. Aici, imensitatea asta pe care o vedeți în partea asta sunt plovere și bluze și helănci și topuri pe care le mai port eu pe stradă. În partea aia, acolo, de la cămășuța roz încolo, sunt gecile, care continuă până la
tricoul ăla roz și de la tricoul ăla roz până la, aici la bulinele astea roz sunt tricouri și aici sunt cămăși și revenim iar înspre partea de plovere și aici pe peretele ăsta m-am întins cu pantalonii și cu lucrurile pentru partea inferioară a corpului, gen fustițe și lucruri din astea. Deci fustițele și pantalonii și astea sunt aici pe perete. Da. Și ce urmează să fac acum, stați puțin să mă dau aici la oglindă ca să mă și vedeți poate în timp ce vorbesc. În felul ăsta, ce urmează să fac acum este să împart fiecare grămăjoară în două grămăjoare, să zicem rochițe. O să fie grămăjoara cu rochițe pe care vreau să le păstrez și grămăjoara cu rochițe pe care vreau să le dau mai departe, care nu mai sunt stilul meu și așa mai departe. Deci asta o să trebuiască să fac cu fiecare grămăjoară pe care v-am arătat-o în parte, cu rochițe, cu tricouri, cu plovere, cu topuri, cu pantaloni. Cu totul o să le împart în câte două categorii. Asta e cel mai ușor mod prin care pot să-mi dau seama dacă mai păstrez ceva sau dacă acel ceva nu mai are loc în garderoba mea și trebuie să renunț la el. Lucrul ăsta o să-l fac off-camera, o să vreau să pun puțin și bateria la încărcat ca să fie totul cât mai în regulă pe când împachetăm efectiv hainele în dulap. Așa că o să pun bateria la încărcat, o să mă pun să fac exact ce am făcut și mai înainte când am împărțit toate lucrurile pe categorii și noi ne auzim pentru voi într-o fracțiune de secundă și pentru mine probabil că o să dureze vreo oră. Update! Am făcut progrese cu toate că nu se observă, mira tot acolo e, ceea ce mi se pare minunat și acum că mă uit în viewfinder și văd cât de dezastru e în camera asta, wow, nu mi-am dat seama cu ochiul liber cât de multe lucruri sunt, dar mă rog, ziceam că am făcut progrese din cauza faptului că am sortat hainuțele care rămân la mine și care sunt de dat mai departe și am aici hainele care sunt de dat mai departe, aici am pantaloni, aici am bluze și topuri și vreau să le spăl, evident o să le spăl înainte să le fac poze, deci dacă sunteți interesate de closet sale, probabil undeva în weekend, sper eu ca pe vineri, sâmbătă, luna aceasta, adică la începutul lunii octombrie, în prima săptămână din octombrie, o să apară. Am aici multe, multe chestii, nu o să trec acum prin ele pentru că nu aș vrea să mă lungesc inutil, dar așa ca să vă faceți o idee, avem cămăși, cămăși colorate, avem ceva plovărașe, roz, avem topuri de vară foarte multe, iar topuri de vară, iar plovărașe, aici la pantaloni am pantaloni de toate culorile, deci am o grămadă de lucrușoare de dat, lucrușoare care... Unele dintre ele sunt și cu etichetă. Dacă vedeți aici în partea asta, încă o foarte, foarte mică grămăjoară. Astea sunt haine de dus la reciclat, haine care sunt super uzate, care nu mai pot fi purtate, stai să și focalizeze, care nu mai pot fi purtate și vedeți că sunt și niște blugi care s-au rupt prea mult pe picior, deci astea o să le duc eu cândva la reciclat, la H&M sau la Pull&Bear. Și tot hainuțe de dat mai am și aici. Aici am sortat gecile, tricourile, cred, mai am câteva cămăși de dat și rochițe de dat, care sunt în această grămăjoară foarte mare, care și astea urmează să fie duse la spălat împreună cu acestea. Deci o să trebuiască să mă pun să le sortez cât de cât pe culori și să încep să bag deja la spălat, pentru că aș vrea să se spele cât mai curând și să se usuce cât mai curând ca să le pot poza la fel cât de repede se poate și în rest... Toate lucrușoarele astea care sunt pe lângă, tot ce e aici, tot ce e acolo, tot ce e acolo după canapia și ce e și în partea asta, este de păstrat. Ce trebuie să fac acum este să bag în coșul de rufe hainele care trebuie să le bag la spălat pentru voi, pentru closet sale de fapt, și să mă apuc să văd ce bag în cutii, ce este de primăvară-vară și ce rămâne în dulap. Asta e următorul pas, iar la fel de complicat, poate chiar mai complicat decât acesta cu împărțitul hainelor. Deci, da. Aș vrea să vă mai zic un singur lucru pentru cele care sunt interesate de closet sale. V-am mai zis lucrul ăsta, dar îl mai menționez încă o dată, că totul se va întâmpla pe pagina de Instagram Alisa Moș. O să vorbim acolo prin mesaje, acolo o să postez poze cu articolele. Plata o să fie făcută în avans prin transfer bancar, dar stați fără griji că nu o să fie absolut nicio problemă, deoarece eu o să vă trimit o grămadă de poze, o să vă țin la curent când pun coletul la poștă sau la curier. Puteți să alegeți voi dacă vreți să primiți coletul prin
poște sau prin curier. Deci o să fie totul super safe din punctul ăsta de vedere. Așa că dacă sunteți interesate de closet sale, mărimile o să fie, din câte am observat eu, 38-40 ml. Am și câteva articole în mărimea 36 și S, de pe vremea când eram eu un picuț mai slăbuță decât acum. Deci o să fie foarte multe varietăți de mărimi, asta vreau să zic. Și da, sper să găsiți lucruri interesante. Intrați pe Instagram-ul meu, v-am zis undeva în jur de 10 octombrie, ceva de genul. Poate că o să fie postate pe story și o să le și salvez într-un reper numit hăinuțe de vânzare. O să vă inserez și un print aici cu acel reper, pentru că deja îl am. O să pun pe story și regulile, cum comand, transport, livrare, totul o să fie cât mai clar și cât mai transparent. Deci vreau să fie totul cât mai bine pentru voi și hăinuțele, cu pricina, să își găsească o nouă locuință, pentru că evident nu mai sunt stilul meu și nici nu vreau să le arunc sau să fac ceva cu ele, așa că mai bine își găsesc o nouă casă și o nouă proprietară și le pot da o nouă viață, dacă pot să zic așa. Deci ăsta a fost update-ul cu closet sale-ul. Am vrut să mai spun și pe video chestia asta ca să fie totul cât mai clar. Acum, la fel, off camera, o să mă pun să sortez, să bag la spălat, în primul rând, și după aia să sortez hăinuțele care rămân pentru toamnă, iarnă pentru sezonul rece și ce rămâne pentru sezonul cald. Și după ce fac împărțeala asta, o să ne revedem din nou cu organizatul în cutii. Haideți că parcă arată din ce în ce mai bine situația. Evident că doar le mut dintr-o parte în alta, dar ne-am scăpat de hăinuțele de dat și de hăinuțele de dus la vreun magazin din ăsta pentru reciclat. Și am și împărțit pe categorii lucrurile cu care vreau să rămân, care sunt toate în partea asta, și lucrurile care sunt pentru sezonul cald. Și lumina începe să bată din ce în ce mai tare aici în apartament și nu știu cât de bine mai vedeți voi exact tot ce trebuie, dar eu mă străduiesc să vă arăt cât de bine pot. Deci, ziceam de hăinuțele pentru sezonul cald, care sunt aici până în colțul acela pe canapia și probabil că mai am câteva hăinuțe de casă care sunt tot așa pentru sezonul cald, sunt mai subțiri și o să le aduc și pe alea. Și toate lucrurile astea plănuiesc să intre în aceste 3 cutii care stau aici. Asta o să fac acum, o să mă pun să împachetez lucrușoarele astea de pe colțul ăsta în cutii. Și da, ăsta e următorul pas, după aia vedem ce facem. Cel mai probabil ne apucăm să punem pe umerașe lucrurile care rămân și să împachetăm blugii. Deci haideți că suntem cam la jumătate, deci chiar am făcut progrese mari. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Avem un update și avem îmbunătățiri. M-ați văzut în ultimele clipuri împachetând lucrușoarele pentru sezoanele calde în cutiuțele acelea și între timp le-am și pus sus. Vedeți că este o cutiuță lipsă și asta pentru că mai are prietenul meu o cutiuță și acum mi-am dat seama că sunt lucrurile lui, așa că i-am dat-o jos ca să se uite prin ea. Deci, toate lucrurile pentru sezonul cald sunt puse la o parte și nu ne mai încurcă, dacă pot să zic așa. La fel, înainte să închid cutiile, mi-am făcut și curat în curele, așa off-camera, mi-am păstrat doar curelele astea maro și nude și negre și albe pe care le folosesc în sezonul rece. Și aici, pe pat, am gențile și pălăriile în colțul acela, gențile astea roz, care sunt practic pentru primăvară-vară, o să le pun mai în spate, dar tot în dulap, o să le pun acolo în spate undeva, pentru că dacă le pun în cutii, sincer, mi este frică să nu se deterioreze, să nu-și piardă forma și nu vreau să li se întâmple ceva, pentru că țin foarte mult la gențile mele. Așa că ăsta este update-ul pe care am avut să vi-l dau. Acum ne întoarcem în sufragerie. Mi-am aranjat și cutiuțele aici, pentru că urmează să începem marea împachetare. Trebuie să împachetez, în primul rând, jeansii și vedeți că Mira este aici dispusă să mă ajute, dar nu prea știe cum să împacheteze. Eu jeansii îi împachetez
Cred că este metoda KonMari, dacă nu mă înșel, practic îi fac așa cum îi vedeți acum și după aia mai dau partea aceea odată, gen până unde sunt dungile acelea de la blugi și după aia mai dau încă o dată și o să vină ceva de genul, stați să văd care blugi să vi arăt, care mi-au ieșit un picuț mai bine. Uite, ceva de genul o să vină și stau foarte, foarte bine în dulap și nu ocup atât de mult spațiu. Așa că asta o să fac acum, o să împachetez blugii și pe parcurs ce împachetez hainele, le și pun în dulap, pentru că hainele care sunt gata de pus în dulap înseamnă că pot să îmi elibereze spațiul, pentru că într-adevăr o să am nevoie de ceva spațiu când o să vină vorba de împachetatul și pusul pe umerașe al lucrurilor de pe aici. Așa că da, sunteți cu mine împachetat. Am eu treabă, hop și ea. Da, nu pot să zic că nici cea mai adorabilă. Doamne, ce faci tu acolo, tu? Ce faci? Ce faci acolo? Da, m-am apucat să pun blugii. Great! Deci asta este organizarea pentru partea de blugi. Aici am blugii skinny, aici am blugii care sunt mai lași pe picior și în spatele lor, nu știu dacă vedeți voi, dar probabil că ați văzut atunci când am făcut partea asta de montaj, am încă un teanc din asta de blugi cu blugi pe care nu-i prea port atât de des, dar care îmi pot fi utili în unele combinații de ținute. Așa că pe partea de jeans am terminat. Uite, și pe încurcătura asta mică, acum vreau să începem cu task-ul cel mare. Și task-ul cel mare, evident că este punerea pe umerașe și împachetarea tuturor hăinuțelor. S-ar putea să mă fi gândit la o modalitate de a grăbi tot acest proces de împachetare a hainelor, și anume, o să trec din nou prin toate categoriile pe care le am, adică rochițe, tricouri, plovere, topuri, etc. Și o să fac din toate astea două categorii, categoria de împachetat și categoria de pus pe umeraș. Pe standerul ăla din spatele meu am în jur de 110, cred, da, în jur de 110 umerașe, le-am numărat oricum mai înainte, dar în jur de 110 sunt. Așa că o să selectez dintre toate lucrurile astea 110 articole pe care să le pun pe umerașe, evident că nu doar pe standerul ăla, că sigur ar cădea, ar colapsa, oricum este un picuț cam șubred, asta pentru că țin cantitate mare de haine pe el în fiecare zi. Dacă vă interesează, este de la Ikea și este acela cu 60 de lei, deci este foarte ieftin. Dar da, să trecem la oile noastre, că astea sunt detalii și mai avem destul de mult de muncă. Nici nu știu unde mi-e telefonul, nici nu știu cât e ceasul. Mă gândeam că eticheta asta mi-e telefonul, dar nu-i eticheta telefonul. Facem selecția, vedem ce e de împachetat, ce e de pus pe umerașe și asta o să-mi grăbească foarte mult procesul, pentru că nu o să împachetez aiurea. Așa că haideți să trecem din nou prin toate lucrurile și să le împărțim în cele două categorii pe care vi le-am menționat mai devreme. How do we end up here in the corner looking like enemies? We used to be the team people talk about, what a chemistry. I can see it in your eyes. You don't wanna talk anymore. I wanna get so numb, what we enemies. Cam așa arată organizarea în cele două părți. Am partea de împachetat și partea de umerașe. Și dacă e să mă întrebați pe mine, am mai mult de 100 și ceva de articole, adică nu o să-mi ajungă umerașele acelea din partea aia pentru tot mormanul ăsta de aici, plus gecile. Pe astea nu le-am pus încă la socoteală aici. Gecile trebuie să neapărat puse pe umeraș, altă modalitate de a le organiza nu am. Așa că o să văd ce lucruri pot să pun din acest morman, de fapt, pe umerașe.
Și după aia o să trec să văd ce împachet, ce împături de fapt și o să încerc să-mi fac și cutiile astea cât de cât nu prea vedeți acum de soare. Cred că așa vedeți mai bine. O să încerc să le fac cât de cât și pe astea pe categorii și anume una o să fie, să zicem, pentru tricouri, una pentru topuri, una pentru... Înțelegeți ce vreau să zic, o să fie așa una câte una. Deci, da, trecem la pusul pe umeraș în momentul ăsta și sper să scap de cât mai multe din lucrurile astea ca să nu trebuiască să stau să împachetez foarte mult. It's so hard to breathe, 'cause when you get too close, I lose my way and I freeze. I wish you knew what power you have over me, but now it's so hard to breathe. Just get me out of here. De geci, sunt la locul lor în dulap și dacă cumva vă îngrijorați, să știți că astea nu sunt toate gecile mele. Astea sunt doar gecile pentru toamnă, gecile pentru iarnă sunt încă în sacii de acasă. V-am menționat la începutul videoclipului că am adus doar un sac de acasă. Do you know I'm looking and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. We just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Gata, am mai treaba cu puloverele și vedeți că dacă mă dau puțin la o parte, cam astea sunt toate puloverele groase pe care am vrut să le pun pe umerașe. Ia stați un pic. Doamne, deci cât pot să fiu de amețită? Nu știu. Săptămâna trecută am fost în mall și am văzut un puloveraș super, super drăguț la Bershka și mi l-am luat și uite că am uitat de el. Dar uitați-vă voi ce minune. Uitați-vă cât e de simpatic cu ursuleții ăștia. Îl găsiți și acum la Bershka, din câte știu eu, este colecția nouă și eu mi-am luat mărimea S și m-a costat 130 de lei, dar mi se pare absolut adorabil și are aici în partea de sus acest, nu știu, această bandă care îl face foarte sportish și la fel are și în partea mânecuțelor și ursuleții ăștia sunt absolut adorabili. El e foarte grosuț, așa, așa că eu o să îl pun acum pe umeraș. Și o să-mi cer scuze față de el pentru că nu pot să cred că am uitat de un așa plover drăguț. Well, și cu astea fiind spuse, cam așa arată toate ploverele, cel puțin toate pe care le pot vedea în momentul de față puse pe umeraș. Este rândul rochițelor groase, pentru că am și niște rochițe din astea gen pullover și vreau să le pun și pe ele pe umeraș. Dar nu înainte să mă duc să pun toate lucrurile din spatele meu în dulap, pentru că v-am zis și mai devreme cum pun ceva la locul lui, cum mă duc să-l duc în dulap ca să eliberez spațiu. Dulapul o să vi-l arăt la final de tot pentru că vreau să fie așa o surpriză, un final reveal. Și să știți că văd că îmi bulpuie și camera, așa că s-ar putea să închid, nu o să se mai întâmple foarte multe. O să pun pe umerașe în continuare și o să ne revedem atunci când o să vedem ce-i de pachetat. Și cum anume organizăm cutiuțele astea de lângă mine, pentru că în ele o să vreau să împachetez toate articolele și o să vă și arăt atunci cum o să procedez cu împachetatul, așa că continu cu umerașele și ne auzim în câteva secunde. Update! Am făcut progrese serioase de când am vorbit ultima dată, așa cum am zis, am pus toate lucrurile pe umerașe, toate lucrurile care mi-am propus să le pun pe umerașe, sunt pe umerașe și chiar mai am liber aici. Umerașele astea de catifia, cred că le și vedeți voi aici, sunt libere și mai am încă vreo 10, să zicem, umerașe din acelea subțiri care la fel sunt libere. Și ce am făcut? Am împărțit toată acea grămăjoară imensă de lucruri care trebuiau împachetate în câteva categorii, dacă pot să zic așa, și am pus și cutiile alea acolo jos, doar așa de test, să văd dacă arată bine, dacă arată rău și sincer mi se pare că arată bine. Singura problemă pe care aș avea-o ar fi praful, dar o să încerc să am mare grijă la praf și să
văd în cazul în care o să strângă foarte mult praf, atunci o să le bag în dulap, pentru că o să am loc și în dulap de ele. Iar în cazul în care o să fie ok și nu o să se strângă foarte mult praf pe hăinuțe, pentru că vreau să... Stați așa. Vreau să împachetez aici hăinuțele și o să vă arăt imediat cum și să le pun pur și simplu acolo și o să fie așa ca și un fel de sertar, dacă pot să zic așa, doar că problema o să fie că hăinuțele o să fie expuse la praf, dar să sperăm că asta nu este o problemă, vedem, testăm, oricum, v-am zis, în cazul în care nu funcționează și se strânge prea mult praf, o să le bag repejor în dulap. Dar ce vreau să fac împreună cu voi este să facem o cutie din asta, împreună. Cutiile astea le am din Pepco și ele sunt pe mărimi, sunt mărimi, am din toate trei mărimile, cam așa. Am mărimea asta mică pe care o folosesc pentru maieuri, am mărimea asta medie pe care o să o folosesc la toate lucrurile pe care urmează să ne împachetăm împreună. Din astea medii am, și scuzați sirena aia, dar n-am ce să fac, a trebuit să deschid geamul pentru că s-a făcut foarte mult praf aici. Din astea medii ziceam că am 4 pe care plănuiesc să le pun acolo jos pe stender și care încap perfect și mai am una mare mare care e mare rău de tot și în asta aveam rochițele de primăvară, dar nu știu ce o să pun în momentul ăsta, poate să pun accesorii și eșarfe și așa mai departe. Asta mare mare e 20 de lei, asta mai micuță este 16 lei, cred, și asta este în jur de 10-11 lei. La Pepco și mai au și alte modele, o grămadă de alte modele, așa că haideți să vă arăt cum procedez eu la împachetarea hăinuțelor aici și să vedeți cât de bine arată organizate în cutiuțe din astea. Așa, acum ar trebui să vedeți numai ce fac eu. Așa, acum ar trebui să vedeți numai ce fac eu și sincer mie cutiuțele astea mi se par o idee foarte faină în cazul în care nu aveți un dulap care are foarte multe sertare, nici eu nu am un dulap care are multe sertare și nevoia m-a împins să găsesc această soluție, așa că cum fac eu este în felul următor. Împachetez aici bluza, cam în felul ăsta, nu aș ști exact să vă zic ce metodă folosesc, nu-i neapărat o metodă, și o pun pur și simplu aici. Evident că ele o să se șifoneze destul de tare dacă sunt materiale din astea șifonabile, dar pe mine nu mă deranjează să calc cu aburi. Mi-am luat un steamer din acela, un fier de călcat vertical cu aburi și ăla mă ajută super mult și mă ajută să calc repede, repejor toate lucrurile de care am nevoie. Deci cam așa o să fac pentru toate lucrurile care se află în jurul meu. O să fie în această cutiuță helăncile sau, mă rog, bluzele. Mai am niște topuri aici bej pe care iar vreau să le împachetez. Și după aia în celelalte două cutii vedem ce punem, dar haideți să începem să împachetăm aici minunea asta de cutie. La fel o să încerc să mă păstrez cât de cât pe o cromatică, adică să fac un fel de degrade cu bluzicile pe care o să le împachetez, să nu fie așa landala, pentru că pe mine, sincer, mă deranjează foarte mult să văd culorile puse altfel decât în ordinea culorilor și chiar dacă eu le împachetez aici acum așa, o să le mai scot și o să mă mai joc cu ele un picuț până o să ajung la o variantă finală. Dar, da, haideți! Haideți că pun și eu pe rapid partea asta să nu mă mai lungesc foarte mult cu clipul și vă arăt rezultatul final. Cutiuța, prima cutiuță de genul ăsta va ieși și vedeți că lucrușoarele nu cad din ea. Oricum ați spun eu, puteți să o trageți foarte ușor pentru că cutiile vin cu mânere din astea. Dacă ar fi să vă zic orientativ, haideți să vedem câte articole mi-au încăput împachetate în felul ăsta. Țineți minte că sunt helănci și au și guler, au și mânecă lungă și sunt și destul de grosuțe, deci avem 2, 4, 6, 8, 10. 10 lucrușoare au încăput într-o cutiuță din asta. Bine, un picuț cam înghesuite, ce-i drept.
Ce nu mi-am căput sunt aceste trei chestiuțe pe care, sincer, nu știu unde să le pun, dar probabil că o să fac o cutie din asta separată pe care o să o pun în dulap cu lucruri pe care nu prea le port. Cred că o să exclud asta, pentru că chiar aș vrea să port verdele ăsta pădure și s-ar putea să-l pun pe umeraș dacă nu mi-am de loc de el împachetat. Dar, da, 10 lucrușoare în cap în chestiuța asta. Sincer, partea simplă a trecut pentru că maletele toate au aceeași formă, dar când o să trecem la topuri o să devină cel puțin interesant. Așa că haideți să vedem cum stăm la capitolul topuri și cum reușim să le facem să arate pe toate la fel. Bun, și cam așa arată și topurile astea. Nu cred că e cel mai fericit aranjament, pentru că aici stă foarte puffy și nu-mi place neapărat, dar, well, arată bine. Am încăput aici, aici ar mai fi încăput, sinceră să fiu, și dacă aș mai fi avut câteva topuri de pus aici, ar fi arătat și puțin mai bine, pentru că n-ar fi fost atât de rărite, dacă pot să zic așa. Dar stați un picuț să văd că poate totuși mai găsesc ceva de pus aici, pentru că mi se pare că mai încape. Și până la urmă, de ce să irosim spațiu dacă există spațiu și ne putem folosi de el? Așa că o să mai pun tricoul ăsta. Unde să-l pun eu? Cred că undeva aici ar merge foarte bine. Și asta o să mai împingă un picuț toate lucrurile. Deci da, dacă alegeți să faceți chestia asta, nu știu, jucați-vă cu... cu forma, cu lucrurile pe care vreți să le puneți în interiorul acestor cubulețe, pentru că o să arate din ce în ce mai bine până găsiți voi așa o modalitate bună care funcționează pentru voi. O să fac chestia asta până umplu toate cutiile pe care le am, nu o să mai filmez pentru că deja o să fie ceva repetitiv și o să mă întorc la voi când am toate cutiuțele astea umplute și ne putem organiza, nu mai știu să vorbesc, vă dați seama, nu? Ne putem apuca să începem organizarea propriu-zisă în dulap. Deci, da. Nu știu cât de bine încă mă mai vedeți, eu mai zăresc un picuț soarele acolo pe perete, dar sper să mă vedeți bine. Lumina naturală începe să se ducă încet, încet, se înseriază, este aproape ora 8, 7 și jumătate. Eu am terminat între timp de împachetat toate lucrurile în cutiuțele pe care vi le-am arătat mai devreme și tot ceea ce îmi rămâne acum de făcut este să le găsesc un loc în dulap la toate, adică să fac practic organizarea dulapului și să văd unde o să pun fiecare umeraș, unde o să pun fiecare cutiuță și să le aranjez pe culori. Nu știu dacă ați văzut celălalt clip sau nu, am o problemă. Trebuie lucrurile să fie aranjate pe culori pentru că altfel mi se pare că este o dezordine totală. O să vă iau acum în mână ca să vă arăt oricum statusul și cam unde ne aflăm în momentul de față. Sper să vedeți cât de cât bine. Am aici o cutiuță. O cutiuță care conține niște maieuri și niște tricouri pe care mai mult ca sigur că nu o să le port acum, dar nici nu voiam să le pun neapărat la lucruri pentru vară, pentru că sunt niște basicuri de care s-ar putea să am nevoie. Aici am cele două, de fapt sunt trei, cred, din câte mi-amintesc. Da, cele trei bluze, cărora încă nu le-am găsit o casă. Mai am aici câteva lucrușoare pe care vreau să le pun pe umeraș. Am aici umerașele pe care le-am făcut off-camera. Sper că le vedeți. Sunt umerașe din astea subțiri pe care am pus pantalonii și fustele. Și aici, pe umerașul ăsta, foarte interesant... Stați un pic să dau zoom out, așa. Umerașul ăsta foarte interesant pe care l-am din Jumbo, am pus fustele de sezon. Aici, pe aceste umerașe, tot la fel de interesante, pe care le-am tot din Jumbo, am pus 9 tricouri în total și am încercat să le organizez cât de cât logic. Deci cred că unii dintre voi să-și facă cruce la cât de mult se aud ambulanțele în zona în care stau, dar mă rog. Ziceam de tricouri că am încercat să le aranjez cât de cât logic, adică aici am pus bej deschis, aici am pus tricourile cu imprimeuri din astea celeste cu soare și lună și aici am pus tricourile maro. Ziceam de partea de jos, de lucrurile pentru partea de jos, le-am pus aici și pe ele pe umeraș. Am împachetat, cum ați văzut împreună cu voi,
cutiuțele astea două și eu am mai împachetat off-camera acele două cutiuțe. Nu le-am mai făcut foarte bine pentru că m-am răzgândit și nu o să le mai pun pe stander, o să las doar două cutiuțe pe stander și aici, lângă ele, o să fie cutiuța asta mare în care o să pun accesoriile și o să fie ceva de genul, nu știu dacă într-o parte, nu știu dacă între ele, dar asta o să vedem puțin mai încolo. Aici mai am încă câteva accesorii pe care trebuie să le împachetez și sper ca Mira să nu intre acolo, dar haideți să vedem dacă o să intre sau nu. Și vreau încet încet să mergem și în dormitor, până nu dispare toată lumina și de aici. Cam asta este situația în dormitor. V-am zis că am tot pus aici în dulap cum am pus pe umeraș, ca să-mi fac spațiu pentru a le pune pe celelalte noi. Singurele lucruri care sunt în ordine sunt gecile, care arată exact așa cum trebuie, și sacourile și așa mai departe, dar în rest nimic nu este la locul lui, pentru că o să vreau să fie atât pe categorii cât și pe culori. Și evident că mai am niște umerașe și în partea asta, pentru că eu am și bara asta de umerașe de aici din dulap și mai am și standerul, pe care acum sunt lucrurile organizate, care vine undeva în partea aia. Aici între timp mi-am mai organizat lenjeria intimă, care nu e neapărat de interes, și gențile sunt tot cum le-ați văzut voi mai devreme. Și blugii sunt organizați, pentru că i-am organizat împreună. Deci cam ăsta este statusul per total. Ziceam că acesta este statusul per total și cam aici mă aflu în momentul de față. Cel mai probabil o să termin de organizat totul off-camera, pentru că v-am zis, doar trebuie să le găsesc la fiecare locușorul lor și cam asta este organizarea. Și ce o să fac o să fie să filmez mâine la lumină naturală și frumoasă și să sperăm noi cu soare rezultatul final și să mai discut un picuț cu voi și să fac încheierea, dar asta o să fie mâine, pentru că vedeți că lumina ne părăsește încet încet și dacă aici este ok, pentru că mă vedeți destul de bine deoarece sunt în fața geamului, practic. Dacă mă dau un picuț mai în spate și ați văzut când vă arătam hăinuțele de acolo din spate, nu mai vedeți ce trebuie și nu vreau să nu vedeți, bine ceea ce vă arăt, așa că o să revin cu rezultatul final mâine. Nu pierdeți multe, v-am zis, o să pun doar fiecare lucru la locul lui și da, ne auzim mâine pentru mine, dar pentru voi cred că o să fie o mică tranziție și o să fie gen boom. Următoarea zi, astăzi v-am promis că o să vă dau update-ul final al garderobei și o să vă arăt cum a ieșit toată organizarea pe care nu am apucat să o finalizăm aseară împreună. Vreau oricum să ne reamintim cum a fost ieri toată situația cu garderoba, erau haine absolut peste tot, toate erau dezordonate, aveam foarte multe rochițe roz care nu erau puse în cutii de depozitare, rochițe pe care evident că nu o să le port până la primăvara viitoare. Am scos deci toate lucrurile și le-am pus în mijlocul sufrageriei și am început sortarea masivă și am sortat și am sortat și am sortat și am sortat până când am ajuns la varianta finală, am ajuns să adun un sac imens cu lucruri pentru Shop My Closet, așa că dacă sunteți interesate de hăinuțe sau dacă ați pus ochii pe ceva în videoclipul de astăzi, e bine, o să le găsiți pe pagina mea de Instagram, totul o să se desfășoare la mine pe Insta Story, acolo o să postez regulile, cum comand, cum plătesc hăinuțele, deci totul o să fie pe contul meu, Alisa Moș, nu o să fac niciun cont secundar. Deci cam acestea au fost update-urile legate de Shop My Closet. Dacă vreți să fiți la curent cu când postez și dacă vă interesează vreun articol, urmăriți-mă pe pagina de Instagram, Alisa Moș, scris legat. Ieri mi-a ținut companie și la pusul lucrurilor pe umerașe și l-am pachetat, așa că ce am făcut eu off-camera a fost doar să găsesc un loc pentru fiecare hăinuță în parte, am aranjat hăinuțele pe stander, am aranjat hăinuțele în dulap și am pus și hăinuțele în cutiile de depozitare, asta cred că am făcut-o chiar pe zi împreună cu voi, deci vreau acum să vă arăt rezultatul final de care sunt foarte mândră, este o organizare care mie îmi place maxim și care sunt sigură că o să funcționeze pentru mine, așa că o să scot acum camera de pe trepied, o să iau în mână și o să vedem despre ce este vorba. Și începem cu standerul. Pe stander ieri erau o grămadă de lucruri care nu mai erau pentru sezonul ăsta, pe care nu le mai purtam, care erau ori prea subțiri, ori culori pe care nu le regăsesc eu în mod normal în garderoba mea de toamnă, așa că acesta este rezultatul final pentru stander. Să știți că în partea de jos, dacă dau un picuț lentila mai wide, o să vedeți că am și cutiuțele, dar să începem cu partea de sus. Am două pălării pe o parte și pe alta, aici am rochițe, aici am o fustiță,
am câteva perechi de pantaloni și de la plovărul ăsta închis până la vesta asta albă am toate lucrurile pentru partea de sus pe care eu o să vreau să le port în perioada următoare sau pe care vreau să le pozez. Lucruri care sunt noi, care îmi plac mie super, super mult dintre toate hainele, cred că hainele astea sunt preferatele mele, așa că am ales să le pun aici ca să le văd și, sincer, arată și foarte bine ca și decor în cameră. Și aici, în partea de jos, avem cutiuțele, cutiuțe pe care le-am făcut noi împreună. Singura problemă care ar putea, pe care aș putea să o întâmpin cu cutiuțele astea este să strângă foarte mult praf, dar până acum, să zicem că totul este ok, nu văd foarte mult praf pe ele și le-am pus aseară, deci, nu știu, o să vă țin la curent dacă funcționează modul ăsta de organizare sau nu. Dar aici avem cutiuța cu topuri, cutiuțele astea le-am și făcut împreună, cutiuța asta cu, cum să zic eu, cu helănci, ăsta era cuvântul pe care îl căutam, și aici am o cutiuță foarte mare în care am trei gentuțe, gentuțe pe care le port eu super des și pe care le iau mereu când ies pe afară, și mai am o grămadă de berete, băscuțe, gulere, maieuri, eșarfe și lucruri din astea pe care iar... Îmi place să le port foarte mult toamna pentru că fac foarte mult layering, la fel îmi place să port foarte multe băscuțe, așa că le-am pus pe toate acolo. Deci cam așa arată standerul, cea mai importantă parte din garderoba mea, dacă pot să zic așa. Partea mea de garderobă favorită, toate hainele mele preferate sunt puse aici, le văd, le știu, le simt în fiecare zi, le văd când vreau să ies afară și pot să construiesc ținute cu oricare din ele, deci asta e partea de standard, de care sunt super mândră cum a ieșit. Și mutându-ne un picuț în partea cu dulapul, da, cred că acum vedeți foarte bine, cu toate că lumina nu este foarte bună, avem dulapul care se prezintă în felul ăsta. Acolo, în partea de sus, avem gențile, gențile puse pe două rânduri, în spate am gențile mai colorate și aici în față am ales să scot gențile care se potrivesc pentru sezonul ăsta rece. Dacă ne mutăm în partea de umerașe, acolo avem geci, paltoane, am geci din astea de piele, geci un picuț mai groase și sacouri, după aia ne mutăm în partea de cardigane și în partea de lucruri de purtat în partea de sus, iar acolo un picuț în colț am niște fustițe care sunt puse pe un numeraj de la Jumbo, curelele acolo în colț și dacă este să ne uităm puțin mai jos, așa. Dacă este să ne uităm puțin mai jos, acolo mi-am împachetat ploverele, nu le-am mai pus pe umerașe pentru că vedeți cât de aglomerat, ăsta e cuvântul pe care îl căutam, cât de aglomerat este totul acolo în partea de sus, așa că am ales să le scot de pe umerașe și să le împătur. Mi se pare că arată foarte bine, cel puțin pentru moment, mai am și câteva umerașe de rezervă acolo în spate și acolo mai am două cutiuțe, cutiuțe cu topuri și lucruri pe care... nu le mai port neapărat acum în sezonul ăsta foarte mult, cutiuțe pe care am ales să nu le mai pun în partea aia, pentru că v-am zis că pe standard sunt hainele pe care le port eu mai tot timpul, iar hainele acelea nu se află neapărat în preferințele mele de toamnă. În partea de jos avem blugi pe care i-am făcut împreună, în spatele lor avem câteva accesorii și în fața accesoriilor sunt cele trei pălării pe care nu le-am mai pus pe standard. În colțul acela cu cutiuți, în cutiuțele alea gri, de fapt, se află lenjeria mea intimă și pijamalele și lucrurile de genul ăsta. Deci cam așa arată dulapul per total și în cutiile acelea de sus de depozitare, patru sunt ale mele și în toate patru am lucrușoare pentru sezonul cald, ori pentru primăvară, plovere colorate, rochițe colorate și așa mai departe. Și deja să știți că am câteva lucruri care trebuie introduse în noua organizare a garderobei. Am primit ieri un colet. Știți că vă ziceam că mi-a sunat telefonul la un moment dat? Ei bine, am primit un colet cu 4 articole de la Moda Moon. Moda Moon este o pagină de Instagram și comercializează lucrușoare din astea vintage și SH. Mi se pare super fain, este o colaborare pentru Instagram, dar vă las linkul către pagina ei de Instagram și aici în descriere, în cazul în care sunteți interesate. Are niște lucrușoare foarte drăguțe și îmi place atenția asta la detalii, pentru că fiecare articol are eticheta asta pe care scrie câte un citat diferit pe fiecare, deci mi se pare super, super cute. Și cam asta este rezultatul final, asta este organizarea garderobei mele pentru sezonul rece. Probabil o să facem o reorganizare la ceea ce tocmai ați văzut undeva în primăvara anului viitor. Până atunci sper eu să funcționeze tot ceea ce am implementat ieri
în garderoba mea. V-am zis, mi se pare că momentan totul este la locul lui, totul are un loc anume și asta mă ajută foarte mult, mai ales când trebuie să integrez articole noi în garderobă, pentru că după cum ați văzut, primesc, mai îmi și comand, mai îmi și cumpăr, deci o să am nevoie și de un picuț de spațiu în plus, ceea ce îl am, slavă Domnului, atât pe stander cât și în dulapul din spatele meu. Eu ce să vă zic, vă mulțumesc că ați stat lângă mine, ați făcut totul mai fun, pentru că sigur m-aș fi plictisit dacă aș fi făcut totul singură. Sper că v-a plăcut clipul ăsta, sper că v-am dat câteva idei de organizare a dulapului. Dacă sunteți interesate de closet sale, nu uitați să mă urmăriți pe pagina de Instagram, prețurile o să fie super modice, o să fie gen prețuri din astea de SH, undeva maxim până 50 de lei o să fie articolele. Deci urmăriți-mă pe Instagram să vedeți când o să postez și ce anume o să postez. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare și ne revedem la un clip viitor. If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever?